Pasajul care s-a citit din 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2 și aș adăuga versetul 3, spune căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Acum, gelozia ei, gelozia are o formă negativă. Gelozia poate să distrugă o familie. Gelozia în interiorul bisericii, la nivel de caracter, poate să producă invidie. Are și sensul acesta. Gelozia după voia lui Dumnezeu este o gelozie care pretinde exclusivitate. Dumnezeu n-a devenit gelos atunci când a început perioada Harului. Dumnezeu a fost gelos de la început. A pretins poporul lui Israel loialitate și fidelitate. Căderea în idolatrie a stârnit gelozia lui Dumnezeu. Dar să știți că gelozia lui Dumnezeu nu s-a terminat odată cu legea. Dumnezeu are același caracter și în har ni se cere să fim loiali, să fim credincioși, să fim fideli. Pentru că v-am logodit, v-am legat. Cuvântul logodnă vine de la cuvântul legătură. Cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată, și curăția ține de loialitate. Ceea ce murdărește și pătează haina calității noastre de fecioară este infidelitatea față de Dumnezeu, prin păcat, prin necredință. Și acum ascultați versetul 3. Dar mă tem, spunea Pavel. Pavel, apostolul, a avut temerile lui. Pentru că pe cât de puternică este Biserica Universală a Domnului, despre care auzeam mai devreme, pe atât de vulnerabil putem să fim noi atunci când nu rămânem ancorați în Hristos, atunci când atenția noastră este furată de vitrinele lumii și de lucrurile lumii, care sunt o idolatrie și un mod prin care putem deveni infideli și necredincioși lui Hristos. Dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre. Câți dintre dumneavoastră știți că lipsa de fidelitate, de exclusivitate pe care Dumnezeu o cere, începe la nivelul gândirii? Că tot la nivelul gândirii a început neascultarea și în grădina Eden. Gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Curăția și credincioșia sau fidelitatea bisericii, și vorbim de calitatea ei de mireasă, pentru ca să nu fie stârnită gelozia mirelui și nici a slujitorului. Știți că mirele poate fi gelos, dar și apostolul Pavel spune, am o gelozie ca gelozia lui Dumnezeu. Pentru ca voi să rămâneți credincioși lui Dumnezeu. Este la nivelul gândirii, la nivelul simțirii și apoi pătrunde în trăirea noastră un comportament care să nu-L onoreze pe Dumnezeu. Mi se pare interesant că în Ioan capitolul 17
atunci când Domnul Iisus Hristos se roagă pentru ucenici. Se roagă pentru ei, pentru statornicia lor, pentru loialitatea lor, pentru viitorul lor. Există trei negative în rugăciunea Domnului Iisus Hristos din Ioan 17. Primul negativ este în versetul 9. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume. De data aceasta, Domnul Iisus Hristos focalizează rugăciunea lui pe ucenici, pe biserică, nu pentru lume. Nu înseamnă să nu ne rugăm pentru lume. Nu înseamnă să nu ne rugăm pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar aici, Domnul Iisus Hristos îndreaptă rugăciunea lui către Tatăl în mod specific pentru biserică. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Al doilea negativ este în Ioan 17 cu 15. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Știți că Domnul Iisus Hristos a spus, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Locul pocăiților este între oameni, acolo unde sunt oamenii, acolo trebuie să fim și noi. Nu te rog să iei din lume. Și în al treilea rând, al treilea negativ, în Ioan 17 cu 20. Și mă rog nu numai pentru ei. Erau puțini la început, erau o mână de oameni. Au fost 12 și au rămas 11. Evanghelia a început cu o mână de oameni. Harul a început cu o mână de oameni. Nu mă rog numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Dragii mei, aici Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru mine și pentru tine. Te-ai gândit vreodată? Noi ne gândim la Domnul Iisus Hristos că este mire, dar până să fie mire, este și mijlocitor, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Și nu într-un mod abstract sau general, ci personal și nominal. Gândește-te în seara asta că Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos îți pronunță numele în ceruri atunci când mijlocește pentru tine. Ori noi ca biserica a Domnului Iisus Hristos în calitatea de mireasă, calitatea de mireasă poate fi înțeleasă multe semnificații, este o simbolistică bogată, amplă. Nu avem timp să vorbim într-o predică și nici într-o conferință de două, trei servicii. Cred că această calitate de mireasă nu poate fi acoperită nici într-o predică, nici de către un singur predicator, pentru că de 2000 de ani se predică despre calitatea de mireasă a bisericii și încă Dumnezeu întoarce diamantul acesta cu multe fețe să mai înțelegem câte ceva frumos despre această stare, despre acest mod de a privi biserica. Mai devreme se vorbea despre biserică ca despre o zidire, ca despre o construcție. Biserica este și o construcție, biserica este un organism, este un trup. Biserica este prezentată însă și ca o mireasă. Și în pasajul pe care l-am citit, lucrul esențial pe care l-am menționat și pe care aș vrea să-l dezvolt un pic este tocmai această loialitate, tocmai această exclusivitate în ceea ce privește închinarea și slujirea de Dumnezeu. Ce înseamnă să fim credincioși Domnului Iisus Hristos? După cum o mireasă este loială și credincioasă mirelui, după cum un credincios trebuie să-i fie loial și credincios Domnului Iisus Hristos, să știți că atât loialitatea unei mirese, cât și loialitatea unui credincios vor fi testate. Și în seara aceasta eu aș vrea să vă prezint trei moduri
în care noi ne putem păstra loialitatea și fidelitatea față de Domnul Iisus Hristos, trei atacuri demonice împotriva acestei loialități, pe care trebuie să le cunoaștem, că Biblia spune că nu suntem în necunoștință de planurile Lui, locuri unde atacul vrăjmașului, mai ales în vremea aceasta, este furibund, este cu furie, adică, pentru ca să știm să ne protejăm și să rămânem credincioși Domnului. În primul rând, a fi credincioși Domnului Iisus Hristos înseamnă a fi credincioși principiilor lui Hristos. Iisus Hristos este un nume. Și noi știm că numele lui Dumnezeu, numele lui Hristos are putere. Însă numele Iisus Hristos este un nume luat ca o statecă în lumea noastră, în primul rând de oameni care s-au trezit să-și numească așa copiilor. Nu știu în Italia dacă dați numele Iisus la copii, în România ferească Dumnezeu, dar în zona noastră, mai ales în spațiul din America Latină, pe foarte mulți îi cheamă Iisus. Doar că pentru că pe cineva îl cheamă Iisus, asta nu înseamnă că el poartă în numele lui puterea numelui lui Iisus Hristos. Fratele păstor, mai devreme în mesaj, menționa contextul în care Petru are revelația zidirii bisericii și Domnul îi întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și sunt menționate acolo mai multe nume. Oamenii și-au dat cu părerea cu privire la identitatea Domnului Iisus Hristos. Biblia spune că în vremurile din urmă vor veni Hristoși mincinoși, care vor împrumuta numele lui Iisus Hristos și se vor da drept Hristoși, dar care vor amăgi pe mulți. Dragii mei, Iisus Hristos poate fi predicat de la amvonul unei biserici penticostale și să nu fie Iisus Hristos al Bibliei. În vremea Domnului Iisus, nu l-au respins pe Domnul Iisus Hristos fiindcă a făcut minuni. Au dorit un Hristos care să îi vindece. Au dorit un Hristos care să le dea pâine, că s-au dus după el, au trecut marea, ca să le dea pâine. Au vrut un Hristos care să le învie morții. Și mai ales au vrut un Hristos care să-i pună pe fugă pe romani și să elibereze Israelul și să întemeieze împărăția lui Israel. Problema lor n-a fost că n-au vrut un asemenea Hristos, că doar au vrut să-l ducă să-l facă împărat. Și când a intrat triumfal în Ierusalim, și-au frecat mâinile așteptând să pună mâna pe sabie sau să facă un semn sau să rostească un cuvânt și să nimicească pe cotropitori. Ascultați! Hristosul pe care noi îl propovăduim este Hristosul vindecărilor, este Hristosul minunilor, este Hristosul înmulțirilor de pâini. Dar înainte de a fi toate acestea, El este Hristosul principiilor lui Dumnezeu, Hristosul caracterului lui Dumnezeu. Pentru că spune Biblia, El este oglindirea chipului lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu. Când Biblia spune că noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, noi ne imaginăm un tablou. Cum adică Dumnezeu ar avea ochi, nas, urechi, gură și așa mai departe. Da, Hristos a avut în trup, dar Dumnezeu este Duh. Nici nu ne putem închipui cum arată Dumnezeu.
Mai mult, nu există nicio imagine a chipului lui Hristos din punct de vedere pământesc. Dacă Dumnezeu considera că aveam nevoie de un tablou, făcea cumva să existe un tablou sau o statuie a Domnului Iisus Hristos. Știu că Italia este plină de statui. În toate felurile încearcă. Am stat și m-am gândit, bă, dacă tot v-ați apucat să-L sculptați pe Iisus sau să-L pictați pe Iisus, nu putea să vă înțelegeți să-L pictați toți la fel? Nu știu câte statui are Hristos în Roma sau în toată Italia sau în toată lumea, că și în America sunt foarte multe statui. Nu seamănă una cu alta. Fiecare după imaginația lui. Dragii mei, chipul lui Dumnezeu e caracterul lui Dumnezeu. Imaginea lui Dumnezeu proiectată de Hristos în lume sunt principiile sfinte ale caracterului lui Dumnezeu. Și Hristos a venit în lumea asta. E adevărat că a făcut minuni, e adevărat că a hrănit flămânzi, e adevărat că a eliberat demonizați. Dar Hristos a venit în lumea aceasta ca să mântuiască suflete. Aleluia. De-a lungul vremurilor, mulți pocăiți au murit bolnavi. De-a lungul vremurilor, mulți pocăiți au murit flămânzi. Noi venim din România, o țară unde mulți credincioși au plătit un preț mare pentru credința lor. Chiar dacă Dumnezeu face minuni și Hristos a făcut minuni ca ei să creadă, ăsta a fost scopul. Scopul esențial al venirii Domnului Iisus Hristos a fost să mântuiască sufletele oamenilor și să le prezinte principiile, caracterul lui Dumnezeu, să învețe despre Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Coloseni, capitolul 2, de la versetul 6. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama, adică fiți atenți, ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Standardul la care noi ne raportăm, principiile pe care ni le însușim, nu sunt principiile sociale, legale. Dacă ne raportăm doar la astea, din punctul de vedere al lumii vom fi oameni cum se cade, din punctul de vedere al împărăției lui Dumnezeu vom fi niște nelegiuiți. Știți de ce? Niciun tribunal din lumea asta nu te va condamna că urăști pe cineva, că nu-l ierți, că nu-l iubești. În zilele noastre niciun tribunal nu te va judeca și nu te va condamna că ești infidel soției sau soțului tău. Niciun tribunal nu te va condamna că înjuri. Legile umane sunt un standard prea mic pentru noi. Iadul va fi plin de oameni cum se cade și care nu calcă legile umane. Noi ne raportăm la principiile lui Dumnezeu, care ne spun că atunci când urâm pe frații noștri suntem criminali și atunci când ne uităm ca să poftim, suntem infideli, neloiali, necredincioși. În Iuda, versetul 3, cuvântul Domnului spune, preiubiților,
Pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. De ce? Ce-i credință? Credința nu e un abur, credința nu e un sentiment. Credința este însușirea unui set de principii. Principiile împărăției lui Dumnezeu. Ascultați, căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care nu-L slujesc cu exclusivitate pe Dumnezeu, care sunt împărțiți între Dumnezeu și lume, care nu sunt pioși, neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Și dumneavoastră veți spune, cum îl tăgăduiesc, că doar îl predică. Sunt predicatori care se suie la amvoane și predică Iisus, 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 Iisus Hristos, Iisus Hristos, Iisus Hristos e mare, Iisus Hristos e Domn. Când îi contești, când îi contrazici principiile, îi tăgăduiești autoritatea. Iisus Hristos nu este un moș Crăciun care vine să ne aducă cadouri. Iisus Hristos este Dumnezeu, este Domn, este stăpân, are principii, are un ghid practic pentru viața ta. Îți poruncește cum să trăiești. A fi credincios lui Iisus Hristos înseamnă a păstra principiile și a păzi poruncile. Evanghelia nu este un set de sugestii. Ați auzit vorbindu-se foarte mult despre unitate în diversitate. Este unul dintre clișeele diavolului cu care încearcă să înșele pe mulți. Îi spune, Doamne, noi suntem diferiți. Păi nu suntem, suntem. Suntem români, suntem italieni, suntem americani, suntem de toate felurile. Așa este. Suntem iudei și greci, că în Biblie sunt folosite astea două entități, adică iudei și neamuri. Și în Efeseni 2 spune că toți amândoi, prin Hristos, au intrare și pace cu Dumnezeu. Suntem diversi datorită faptului că avem vârste diferite. Se vorbea mai devreme despre mai multe generații care în succesiune l-au slujit pe Dumnezeu și aici în Italia, în Torino. Suntem diversi pentru că avem slujbe diferite. Unii sunt predicatori, alții sunt cântăreți, unii sunt ușieri. Avem daruri deosebite, dar ascultați, când este vorba de învățătura cuvântului lui Dumnezeu, când este vorba de principii, noi nu suntem diversi. Pentru că noi avem o singură învățătură, o singură credință dată sfinților, o dată pentru totdeauna. Vai de cei care au modificat-o! Vai de cei care au alterat-o! Aici este unitate în uniformitate, când e vorba de scripturi, când e vorba de învățături, când e vorba de principii. Nu e diversitate, e uniformitate. Ascultați ce spune în Ioan 14 cu 15. Nu știu, în Italia și în România mai puțin, știu, dar probabil că e la fel peste tot. În America, pocăiții au început să urască poruncile. Știți că Pavel i-a spus lui Timotei, poruncește cu toată autoritatea. Fraților, le-ar plăcea ca noi să mergem la amvon și să spunem, vă rugăm frumos, dacă se poate, haideți să nu mai vorbim de rău.
Dacă s-ar putea, vă rugăm foarte frumos, haideți să venim la biserică. Dacă s-ar putea, haideți să citim Biblia, să ne rugăm. Dacă s-ar putea, haideți să nu furăm, să nu mințim și să fim credincioși familiilor noastre. Așa se predică Evanghelia? Evanghelia este o Evanghelie a sugestiilor? În engleză se folosește foarte mult clișeul acesta împotriva, mai ales a predicatorilor evanghelici, numai că ăștia predică numai să faci, să faci, să faci, să nu faci, să nu faci, să nu faci, adică do's and don'ts. Să faci, să nu faci. Ei le-au ca și capitan, ca și campion pe apostolul Pavel, care vorbește împotriva legalismului. Dar, așa după cum spuneam, într-una dintre bisericile pe care le-am vizitat, trebuie să știm ce înseamnă legalism înainte să-l pronunțăm. Că și ăsta e un cuvânt care poate să însemne multe lucruri. E legea rituală sau ceremonială care se referă la tăierea împrejur, se referă la sabat, se referă la mâncăruri, se referă la atinge sau nu atinge, se referă la lucruri care țin de ritual și de ceremonial. Asta Hristos a împlinit-o. Nu mai aducem, noi nu aducem miei ca jertfă aici. Ăștia care țin sau care țineau în vremea lui Pavel, de ce nu predicau și să se jertfească miei în biserică? Acolo știau că ritualul a fost împlinit de Hristos, dar toate ritualurile au fost împlinite de Hristos. Tăierea împrejur este în inimă, sabatul e fiecare zi dedicată și consacrată lui Dumnezeu și nu doar o zi. Mâncărurile, tot ce a binecuvântat Dumnezeu, putem să luăm cu mulțumire? Asta este porunca. Dragii mei, legea rituală, acolo Pavel s-a opus iudaizatorilor și legaliștilor care umblau în bisericile creștine întemeiate între neamuri și le spuneau că nu pot fi creștini dacă nu se fac și iudei. Dar niciodată Pavel nu i-a numit legaliști pe cei care cer sfințenie, neprihănire, modestie, smerenie, decență, dărnicie. Astea sunt legile morală și caritabilă. Pe astea Dumnezeu le-a îngustat? Ați auzit în lege că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun că dacă urăști pe fratele tău, ești un ucigaș. Ați auzit în lege că s-a zis să nu prea curvești, dar eu vă spun că dacă cineva s-a uitat ca să poftească, a și prea curvit. Iată, legea morală este înăsprită, îngustată, e mai îngustă, iar cea caritabilă este întărită. Nu mai trebuie să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, trebuie să-l iubești pe aproapele tău ca pe Hristos, că de câte ori faci ceva pentru aproapele tău, lui faci, Domnului. Trebuie să fim extrem de atenți cu acești termeni, pentru că dacă nu sunt bine explicați, îi înțelegem greșit și oamenii aceștia vin și spun prea multe porunci. Să faci, să faci, să nu faci, să nu faci. Păi luați-l pe Pavel, apostolul, citiți fiecare pagină din epistolele lui și veți vedea că pe fiecare pagină e plin de așa da, așa nu. Asta să faceți, asta să nu faceți. Evanghelia e un cod de comportament ancorat în principiile împărăției lui Dumnezeu. Păi ce înseamnă să fim asemenea lui Hristos? Că eu n-am tablou cu Hristos. Că dacă aveam un tablou cu Hristos, nu, ne duceam toți și ne făceam operații estetice, să arătăm ca Hristos. Mai greu acum 2000 de ani, nici astăzi n-ar fi fost ușor, dar poate că pe aici pe acolo. Nu, fraților, ascultați, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el, spunea în 1 Ioan, cum a trăit Hristos, o aplicație a principiilor învățăturilor sfinte, practic în viața noastră. Ioan 14:15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dragostea de Dumnezeu nu este doar o declarație. O, eu-L iubesc.
Există un romantism religios legat de Domnul Iisus Hristos. Oamenii declară dragoste lui Hristos. Îi cântă cântări de dragoste, că aproape nu mai știi la cine se referă. Este o eroticizare a închinării noastre. Un tânăr odată a venit într-una din bisericile noastre și a cerut să cânte o cântare. S-a auzit la pian, a dat acordurile și zice, cântarea asta am compus-o eu. Zice, i-am compus-o la prietena mea, zice, dar acum o cânt pentru Hristos. Du-te, mă, de aici. Păi mari oameni ai lui Dumnezeu au căzut înaintea lui Hristos cu fața la pământ. Un respect profund, niciodată apostolii nu s-au tras de șireturi cu Domnul. Dacă îl iubești pe Hristos, eu nu spun să nu-i faci declarații, dar te rog frumos, păzește-i poruncile! Cea mai înaltă declarație de loialitate, cea mai înaltă declarație de iubire față de Hristos e să-i păzești poruncile. Versetul 21 din Ioan 14. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Ioan 15:9, cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea, pentru că vin unii care schimbă în desfrânare harul și vă învață. Nici asta nu-i păcat, nici asta nu-i păcat, nici asta nu-i păcat. Merg la multe conferințe de tineri și peste 70% dintre întrebările pe care le primesc sună cam așa. E păcat să? Și le-am spus. Am câteva zeci de bilețele cu întrebarea, e păcat să? Nu trebuie să citesc despre ce-i vorba. Răspunsul la toate este da. Că dacă te freacă aici și trebuie să întrebi, înseamnă că conștiința ta este mustrată, înseamnă că n-ai o încredințare cu privire la lucrul acela și tot ce nu vine din încredințare este păcat. Tot te rog frumos să nu faci lucrul ăla. Nici nu mai trebuie să trec prin ele. Versetul 10. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Știți de ce a rămas Hristos în dragostea Lui Dumnezeu? Pentru că i-a păzit poruncile. Cine suntem noi comparat cu Hristos? Gândiți-vă la un lucru. Hristos a venit în lumea aceasta spunând, eu am venit să vă spun cuvintele pe care le-am auzit la Tatăl, eu am venit să fac voia Tatălui meu, să împlinesc poruncile pe care El mi le-a dat. Cu atât mai mult noi suntem datori să facem lucrul acesta, dragii mei, când fasonăm, când schimbăm, când modificăm cuvântul lui Dumnezeu, mireasa începe să-i fie necredincioasă mirelui. Așa-i putem fi necredincioși Domnului. Când sucim, când strâmbăm căile Domnului, ca să acomodăm firea pământească, pentru că este un război în noi. Firea pământească are pretențiile ei, Duhul are pretențiile lui, nu există armistițiu, nu există pace, nu există înțelegere. E un război perpetu până vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Și întotdeauna, uitați-vă, vă rog frumos, toate dezbaterile, toate disputele, toate confruntările pe care le avem, sunt negocieri între pretențiile firii și pretențiile Duhului. Noi așa că am început de multe ori să le negociem în favoarea firii pământești? Să ne ierte Domnul Iisus Hristos și să ne ajute să luptăm împotriva poftelor firii pământești care duc la moarte și să îmbrățișăm voia lui Dumnezeu și lucrurile Duhului care ne duc la viață. În al treilea rând,
Am apreciat foarte mult cuvântul fratelui despre propovăduirea Evangheliei, despre predicarea Evangheliei. Unul din lucrurile pe care le-am abdicat în activitatea noastră de credincioși este predicarea Evangheliei. Foarte puțini credincioși aduc prieteni la biserică. Unii dintre dumneavoastră vă scuzați că nu știți bine limba italiană să le predicați la italieni. Unii vă uitați că nu mai știți limba română ca să le predicați la români. Aduceți-i la biserică. Lăsați predicatorii o să le predice și în română și în italiană. Dacă aveți italieni care vă e frică să-i aduceți la român, trimiteți-i la fratele la biserică să le predice Evanghelia și să pocăiască. Dar predicați Evanghelia! Și aici poate fi o dovadă de infidelitate a miresei, pentru că până suntem mireasă, până suntem logodiți cu el, trebuie să îmbogățim împărăția lui Dumnezeu, câștigând suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Diavolul încearcă să ne intimideze prin prigonire. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului în Ioan 15:18. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri. Vă vor da la fiare, vă vor răstigni, vă vor tăia, vă vor decapita, vă vor scoate din spațiul funcțional al societății. Vă vor hăitui, vă vor retrograda la servicii. Am trăit în România asta și ascultați, America și Europa sunt gata să intre pe aceeași traiectorie împotriva credincioșilor care predică un Hristos adevărat. Suntem la un milimetru de granița asta. Și acum ascultați. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. 1 Petru 3:13. Și cine vă va face rău dacă sunteți plin de râvnă pentru mine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Domnul spunea să nu vă temeți de cei care ucid trupul, ci să vă temeți de cel ce poate ucide și trupul și sufletul. Filipeni 3:10, apostolul Pavel spune, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Suntem credincioși Domnului, cum este o mireasă credincioasă mirelui, atunci când păstrăm principiile Evangheliei neschimbate, nealterate, nemodificate. Suntem credincioși cum este o credincioasă, o mireasă mirelui atunci când îi ascultăm poruncile și le împlinim în viața noastră cu scumpătate. Și nu ne plângem că ne poruncește, că ne poruncește spre binele nostru. Poruncile mele sunt bune! Și suntem credincioși Domnului atunci când, în ciuda amenințărilor, în ciuda restricțiilor, unele mai mici acum se vor accelera și se vor mări, în ciuda amenințărilor, continuăm să-L predicăm pe Hristos în lume. Pentru că Biblia spune, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Dar ascultați, Evanghelia aceasta va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie, atunci va veni sfârșitul.
Observați cum prigoana este asociată cu predicarea Evangheliei. În biserica primară le-au spus, nu-L mai predicați pe Iisus. Și au spus, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Nu-i putem fi credincioși Domnului fără să împlinim marea poruncă, marea trimitere de a câștiga suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă suntem mireasă, să ne iubim mirele, să ascultăm de mirele nostru și să împlinim voia. Domnul să ne ajute. Amin. Amen.